Zeci de oameni din Dumbrava, suburbie din coasta Chișinăului, sunt nevoiți să parcurgă pe jos kilometri în șir pe vânt, ploaie, ger sau arșiță. Asta pentru că prin zona lor este o singură linie de microbuz. Și în timp ce oamenii se plâng că sunt prea puține vehicule, șoferii spun că nu au pasageri decât dimineața și seara. Mai mult, în weekend, conducătorii auto își iau liber, așa că suburbia rămâne fără transport public. Ieri, un grup de locatari de la Dumbrava a mers la Consiliul Municipal Chișinău și au invitat pe aleșii locali și pe primar să vină la ei în sat cu transportul public. Я кощей сейчас транспорт публик, я рабы минунат. А лес димняцы сара и лукряды полноше за рутиерили. Дал у меня дупаша с этим ну платику вини. Am așteptat împreună cu un grup de oameni și am observat că un microbuz pornește pe linie odată în 15-20 de minute. Este singura rută de transport public prin această zonă a satului Dumbrava, suburbia municipiului Chișinău. Oamenii spun însă că niciodată nu pot fi siguri că o să se prindă un microbuz în stație, deoarece uneori acestea pot veni și la interval de 10 de minute. Merg una după alta rutierile, ba nu merg deloc rutierile. Și pe urmă, dimineața copii, dinează copii, în zilele de odihnă nicio rutieră nu este. Copiii pleacă la antrenament, la vreo ocupație în oraș, doar aici e aproape, o mână de până la oraș. Oamenii mai spun că microbuzul nu circulă pe toate străzile, așa că ei sunt nevoiți să meargă minute în șir și să iasă la marginea localității pentru a urca în unul. Este și mai greu pentru pensionari sau copiii care frecventează școlile din Chișinău. Dorința lor este ca să fie deschisă o linie de autobuz sau troleibuz cu un itinerar mai lung, care să ajungă și în zonele îndepărtate ale suburbiei. Troleibuz toată lumea așteaptă, că dimineața la serviciu lucrează. Pe strada, cum îi zice, Șăneană, până la urmă. Acolo este cotitorul, poate să întoarcă, e făcut. La benzinărie, cel mai este important. Dar acum, cât aveți de mers pe jos? Că ori înțeleg că doar până aici merge rutiera. Da, dar mergem 2 km. Iar o altă problemă legată de transportul public este că până acum la Dumbrava nu este nicio stație special amenajată. Așa arată acum stația Terminus pentru transportul public din satul Dumbrava, sau mai exact pentru unica rută de microbuz care circulă pe aici, ruta 103. Dispecerea ne-a spus că lucrările au început încă anul trecut și decurg foarte lent. De altfel, nici astăzi la fața locului nu sunt muncitori, iar vedem că tehnica pur și simplu stă și așteaptă. Dispecerea care urmărește activitatea microbuzelor ne-a spus că pe traseu e zilnic aproximativ 15 vehicule. Acum se confruntă însă cu o lipsă de șoferi, iar din acest motiv, în weekend, aceștia își iau liber și nu ies la muncă. Și dacă oamenii vor mai multe mașini, șoferii se plâng că nu au pasageri decât dimineața și seara, atunci când este practic imposibil să te înghesui în interior. Câte văd nicio? N-au mașini, n-au transport. Unde-s pasagerii, ia ca la cei care se plâng? Unde pasagerii. Cum lucrați? În minus, mare, mare minus. L-am contactat pentru o reacție pe șeful direcției transport, dar nu ne-a răspuns la apel. Ieri un grup de oameni din Dumbrava, nemulțumiți de situație, au venit la ședința CMC și i-au invitat pe primar și pe consilieri să vină la ei în vizită cu transportul public și să vadă cât de des circulă și în ce stare este. Tot atunci, unul dintre aleșii locali a recunoscut că lucrările de construcție a stației Terminus au fost tărăgânate, dar că se planifică totuși deschiderea unei rute de troleibus sau autobuz spre această suburbie a capitalei. Acesta nu a numit însă și un termen exact la care ar putea fi încheiate lucrările, motivând că se lucrează la proiect.